Cel mai satisfăcător aspect al rezidenței a fost că pentru prima dată de 14 ani de când lucrez cu muzică, simțit că am susținerea necesară, echipamentul și timpul, să chiar intru adânc în niște chestii legate de producție muzicală și asta a fost foarte satisfăcător, să simt că pot să-mi iau timpul să experimentez, să nu fiu chiar pe așa, mâine ceva. Cel mai provocator aspect al rezidenței a fost faptul că am putut să merg foarte adânc cu procesul de creație și deschis, așa să zic, în adâncuri, au deschis foarte multe, neașteptat de multe, aspecte legate de relația mea cu limba română, cu cântatul, cu niște chestii de exprimare care credeam că le stăpânesc, dar mi-am dat seama că mai am niște nesiguranțe chiar profunde în procesul meu de creație și m-am lovit într-un mod foarte interesant de propriile mele nesiguranțe în treaba asta.